Sunt copilul lui Dumnezeu și al părinților mei. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa pregătitoare. Fiecare pui are părinții lui. Ai cui sunt puii din imagine? Ai unui cățel. Dar aceștia, a cui sunt puii din imagine? Ai unor lei? Al cui este puiul din imagine? Dacă ați răspuns al unui pinguin, ați răspuns corect. Dar tu, al cui ești tu? Cine are grijă de tine? Mama, pentru că mama te hrănește, mama te încurajează să desenezi, te ajută să faci un sport, ea te-a ținut în brațe, ea te învelește când dormi. Te ajută la teme și te iubește în fiecare clipă. Cine mai are grijă de tine? Tata! Tata te ia la pescuit, cu el faci cumpărături, câteodată îți citește, tatăl te-a purtat cu căruciorul prin oraș, cu tata faci unele sporturi. Ești copilul părinților tăi, adică poți spune, sunt copilul părinților mei. Dacă ești copilul lor și ei au grijă de tine, tu trebuie să îi iubești și să-i asculți. Dar cine mai are grijă de tine? Bunica, bunicul, nașii? Dați voi alte exemple. Cine mai are grijă de tine? Dumnezeu. El este cel care are grijă de tine în fiecare clipă, chiar dacă tu nu-l vezi. Deci, ești copilul lui Dumnezeu. Noi spunem rugăciunea Tatăl nostru, adică îl numim pe Dumnezeu Tată. Adică poți spune, sunt copilul lui Dumnezeu. Dar dacă ești copilul lui Dumnezeu și El are grijă de tine, tu trebuie să îl iubești și să îl asculți. Dar cine mai are grijă de tine? Maica Domnului. Și Maica Domnului mergea la biserică. Și de Maica Domnului a avut grijă Dumnezeu când ea era mică, așa cum se vede în icoană. Acum ea are grijă de copii. Mai există unii oameni speciali, numiți sfinți, care au grijă de copii. De exemplu, în icoana de aici avem pe Sfântul Stelian, care are grijă de copiii mici. Cunoașteți vreun sfânt și voi care iubește mult copiii și îi ocrotește? Ați ghicit? Este Sfântul Nicolae. Priviți icoana lui. Deci astăzi am învățat că sunt copilul lui Dumnezeu și al părinților mei. Uitați-vă la imagini și recapitulați ceea ce am învățat astăzi.